Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. Invitatul meu din această seară este încă primarul comunei Săpânța, domnul Gheorghe Stan. Bună seara și bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația de a veni în emisiune. Înțeleg că n-ați dorit să mergeți în alte părți până când nu vă lămuriți exact care e situația și v-aș întreba care e versiunea dumneavoastră exactă privitor la dosarul pe care l-ați avut și iată aveți o decizie finală în acest caz. Deci, în privința dosarului meu penal din anul 2011, atunci nu aveam funcția de primar, nu aveam nicio funcție, eram un simplu cetățean al comunei Săpânța. Am fost deplasat pe raza localității Săpânța, Luncani, în județul Cluj, la un serviciu cu o mașină Scania. Am stat acolo 3 zile, am fost cazat la o pensiune în Câmpia Turzii. În data de 02-12, dacă mă aduc bine aminte, 2011, am venit spre casă, pe raza localității Câmpia Turza, a fost oprit autoturismul marca Audi de un echipaj de poliție pentru că s-a depășit viteza în localitate cu 71 de km la oră. S-a deplasat polițistul la mașina Audi și a cerut actele la șoferul care conducea mașina. Nici de cum nu am condus eu mașina. A condus-o domnul Popă, i-a prezentat, a spus că nu are actele la el, l-a chemat la mașina poliției, după care i s-a făcut un proces verbal de contravenție, după ce dânsul i-a dat CNP o serie de buletin, a întocmit procesul verbal pe domnul Popă, după care, după 15 minute, poliția a anulat procesul verbal, constatând după discuție în mașină că aș fi condus eu. A făcut afirmații în declarație că se vede atât pe aparatul martorul, a organul de poliție fiind și martor în dosarul meu. În declarația dânsului a făcut că atât se vede, m-a văzut pe mine personal la volanul mașinii, cât și pe aparatul radar, video. După care instanța a pus aparatul radar, nu se vede doar nici că există persoane în mașină, doar două faruri se văd la mașină. Deci înregistrarea poliției, înregistrarea radar, dumneavoastră nu apăreți nici la volan, dar nici în mașina respectivă. După care am fost invitați la sediul poliției, s-a dat declarație, polițistul m-a amenințat că o să mă poarte 10 ani pe drumuri și mă arată el mie, l-a amenințat și pe conducătorul auto, s-a întocmit dosar penal, domnul am fost chemat la parchet pe data de 18 septembrie 2012 și mi s-a arătat rechizitoriul domnului procuror de la Cluj în începerea urmăririi penale. Datorită faptului că nu sunt probe și dosarul e foarte prost întocmit. După 2 luni mă cheamă domnul procuror la dânsul și zice, devine scaunul pe care stai. Deci de aceea a intervenit politicul. Deci ce să înțeleg? Că inițial vi s-a dat neînceperea urmării penale, spuneți noastră. Deci domnul procuror, da, rechizitoriu făcut, după care doamna prim procuror a dat un nou ordin să mă trimit în judecată. Da, ați primit vreun act în care vi s-a dat nu am apucat să-l primesc. Penale. Nu am apucat să-l primesc. A fost doar relatare verbală, spuneți noastră. Deci, da, verbală în birou la domnul procuror. Și după aceea, practic, s-au schimbat de față. După aia lucrul ăsta nu poate fi, să spunem, dovedit, pentru că, până la urmă, e cuvântul noastră împotriva cuvântului procurorului care poate să spună, n-am spus niciodată așa ceva. Deci am susținut și atunci că sunt nevinovat, nu doar atâta erau probe în dosarul meu, agentul constatator fiind și martor. Și judecătorii au dat crezare agenților constatatori. Cât a durat acest proces? Deci din 2012 până în 2014, în 29 ianuarie. Da, lucrurile acestea s-au întâmplat înainte să ajungeți primar. Da, înainte, da. În momentul deci în care dosarul penal am avut după ce am ajuns primar. În momentul în care ați candidat, practic aveați acest dosar deja sau era doar incidentul respectiv? Era incidentul. Deci dosarul, eu prima dată am fost chemat la parchet în data de 18 septembrie 2012. Deci, practic, am putea spune că dacă n-ați fi câștigat alegerile și nu ați primar, nu mai eram, să susțineți că n-ați fi fost Dacă nu eram primar, nu mai ajungeam să fiu condamnat. V-aș întreba, în primul rând, de ce ați candidat la primărie? Am candidat la primărie în 2012, luna iunie, datorită faptului că cetățenii din comună au dorit ca să candidez eu, ca să câștig alegerile. De aia, pentru asta m-am înscris în luptă și am câștigat. Cu ce scor ați câștigat? Deci 735 la 525. Deci, practic, vreo 200 de 200 voturi. 200 de voturi, diferență între mine și contracandidatul Turda.
În condițiile în care la primărie, când sunt alegeri, cam câți participă, câți votanți? La primărie, din 1686, 735 am avut eu. E un scor, să spunem, electoral destul de bun, cel pe care l-ați obținut. Destul de bun, datorită faptului că domnul fost primar Turda în 2008, când a câștigat, tot cu contracandidatul Turda Ioan, a câștigat la 6 voturi diferență doar. Asta a fost în anul 2008. În 2008. De ce credeți că v-au ales oamenii comuniști în 2012? M-au ales oamenii pentru că eu am fost un om simplu, cum am mai spus într-o emisiune telefonică la dumneavoastră, nu am fost bogat, nu sunt bogat, sunt un om de rând. Eu sunt primar și pentru săraci și pentru bogați. Da, sunteți, să spun, totuși un om cu o bază materială solidă, adică nu depindeți doar de această funcție nu, de primar. Nu, nu depind de această funcție privată. Pentru că mulți ar spune că vă agățați până la urmă de acest scaun, în condițiile în care există această problemă la dumneavoastră cu dosarul. Nu, deci eu am avut, nu mă agăț de funcția de primar neapărat, chiar dacă voi fi primar sau nu voi fi primar, eu voi merge înainte, nu trebuie să mă opresc, că dacă nu sunt primar trebuie să mă opresc, că nu mai am ce să fac. Deci aveți și alte posibilități. Da, am și alte posibilități. Ce vă spun cei care, sigur, nu vă sunt neapărat susținători în Comuna Săpânța și vă întâlniți cu ei la un moment dat? Ei ce spun? Până în prezent nu mi-a spus de când am ajuns primar niciodată verbal față în față să-mi zică ceva. Absolut nimic. Din partea cărui partid ați candidat? Din partea Partidului Național Liberal. Din partea PNL, dar atunci era USL pe vremea aceea. Era USL, dar atunci noi am candidat la Săpânța din partea ACD, PNL, PC și PSD-ul a candidat separat. A avut candidat separat pentru că atunci era primarul în funcție, era din partea PSD-ului. Deci și nu a dorit să candideze din partea USL, doar din partea PSD. Să înțeleg că și atunci, pe vremea când exista USL-ul, de fapt, în cadrul Comunei Săpânța, era o problemă între PSD și ACD-ul de atunci, mă rog, PNL plus PC. Nu neapărat o problemă. L-am susținut pe domnul primar, l-am susținut pe mandatul 2008-2012, l-am susținut Consiliul Local pentru toate problemele bune care s-au propus în comună. Niciodată nu am fost contra bunurilor pentru comunitate. Deci nu am fost. După ce am ajuns primar, mi s-a formulat plângere de domnul fost primar Turda pentru mită electorală, pentru că am dat bani în campanie, locuri de casă, diferite obiecte. Au fost chemați, pentru care și 100 de oameni la declarație au fost chemați la poliție. Deci să înțeleg că nu ar fi o noutate pentru dumneavoastră diverse dosare. De când am ajuns primar din 2012, mai mult am umblat pe la declarații decât să-mi fac treaba ca primar. Cu toate acestea, înțeleg, cel puțin din știrea pe care o vom difuza, că partidul din care faceți parte vă susține în continuare și am să rog colegii să și difuzăm știrea respectivă și să ne spuneți, practic, sunteți în continuare convins că dacă veți candida, partidul vă susține. Nu un pic să vedem și știrea. Conducerea PNL Maramureș afirmă că și-ar fi dorit ca prin decizia sa prefectul să dovedească faptul că este apolitic. Fiind suspendată executarea pedepsei în cazul primarului din Săpânța, avocatul Cristian Niculescu Țigârlaș susține că, din punctul său de vedere, acesta și-ar putea exercita funcția de primar. Caz de incompatibilitate nu am, distinct de această perspectivă, deci se aplică doar va fi o interpretare doar a noțiunii de pedeapsă cu executare. Atât tot. Din punctul meu de vedere juridic, interpretarea trebuie să meargă în sensul în care acea lege își produce efectele, respectiv dacă e arestat sau condamnat și este în regim de detenție în închisoare, normal că nu își poate exercita funcția de primar. În condițiile în care pedeapsa este suspendată sub aspectul executării ei, automat își poate îndeplini toate atribuțiile conform legii. Președintele PNL Maramureș, Ovidiu Nemes, susține că astfel de cazuri, precum cel al primarului din Săpânța, au mai fost înregistrate în țară, însă totul a depins de prefect, așa cum s-a întâmplat astăzi și în județul Maramureș. Sunt situații similare în țară unde primarii își continuă activitatea nestingheriți și neîmpiedicați de lege. Sunt alte situații în care prefectul apolitic, și țin să subliniez lucrul ăsta, prefect apolitic, a considerat că poate continua primarul pentru că nu-i sunt interzise drepturile. Alții prefecți consideră că trebuie să-și oprească sau că trebuie să
suspendă din funcție. Ordinul prefectului privind constatarea încetării de drept a mandatului de primar al comunei Săpânța ca urmare a condamnării prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă privativă de libertate urmează să fie comunicat atât lui Gheorghe Stan, cât și Consiliului Local Săpânța. Oamenii comunei sunt însă revoltați, iar mâine aproximativ 100 de persoane au de gând să protesteze în fața prefecturii împotriva ordinului emis astăzi de Anton Rohian. Localnicii sunt de partea mea și mă sprijină, nu insting eu niciun localnic, doar ei mă susțin pe mine și o că nu mă lasă cu orice preț să plec din funcția de primar, că deoarece au fost și ei au vorbit cu diferiți avocați, condamnarea mea nu mă afectează funcția de primar. Actul prefectului poate fi atacat de către primar la instanța de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă și irevocabilă. Primarul Săpânței, Gheorghe Stan, a fost condamnat la un an și jumătate cu suspendare pentru infracțiuni comise pe drumurile publice. Iată, aceasta este știrea pe care am difuzat-o și noi la știrile TV Siget. Mă întorc la susținerea politică pe care am văzut și în știre o aveți. Veți candida tot din partea Partidului Național Liberal dacă se vor organiza alegeri la Săpânța. În urma discuțiilor din data de 7 martie, când s-a fost conferința de presă la sediul partidului la Baia Mare, am tot sprijinul din partea președintelui Ovidiu Nemes că să candidez din partea PNL-ului. Bun, cine credeți că va fi contracandidatul dumneavoastră acolo la Săpânța? Din câte știu, nu pot să-mi dau seama, dar sunt diferite zvonuri că din partea PSD-ului aș avea un contracandidat, încă nu se spune un nume. Care ar fi el sigur? A fost zile trecute și protestul acesta în fața prefecturii. Vom prezenta și acea știre, dar v-aș întreba de ce credeți că până la urmă prefectul a emis acest ordin de suspendarea noastră din funcție, în condițiile în care se susține de către mai multe părți că au existat cazuri în care alți primari condamnați cu suspendare pentru alte, să spunem, infracțiuni, nu au fost suspendați din funcție. Deci eu am fost în data de 6 februarie la domnul prefect cu domnul președinte Consiliul Județean, doamna deputat Negruții, domnul Peter Harley și am avut o discuție cu domnul consilier, am avut o discuție cu domnul prefect și în care dânsul a spus că el nu mă suspendă din funcție, avocatul meu cu secretarul instituției să-mi facă acel referat în care să specifice că nu trebuie să mă suspende din funcție. După care, după ce am ieșit din birou de la dânsul, domnul prefect l-a presat pe secretarul instituției din spusele secretarului Orzan că l-a sunat în fiecare zi să-mi facă referatul fără sentința de la judecătoria turda definitivă. Bun, da, pe de altă parte există știri de presă în care se spune că dumneavoastră i-ați fi interzis poștașului să livreze corespondența către secretarul primăriei. Deci vreau să fac și aici o dezmințire datorită faptului că domnul secretar a fost plecat la o ședință miercuri la starea civilă la prefectură, după care a venit joi și vineri, n-a fost la lucru pentru care am făcut un referat la domnul prefect și am scris referatul cum că domnul secretar este plecat de la serviciu nemotivat. Dânsul a zis că va face cercetări să vadă dacă este adevărat sau nu. După care, automat, în privința că nu era secretarul gol, trebuia să ridice cineva presa, corespondența care vine la primărie. Și am delegat pe doamna contabilă a instituției ca să ridice corespondența. După care, secretarul instituției, de câte ori venea corespondența, niciodată nu mă informa absolut deloc. Când ziceam ce a venit astăzi, zicea către mine să verific eu. Niciodată nu mi-a prezentat în fiecare dimineață în ziua de a venit cu tare, cu tare, cu tare. Îmi spunea că de ce nu verific eu, să mă uit eu că el nu are timp. Da, a fost acest protest la un moment dat și în cadrul Comunei Săpânța, imediat după ce s-a dat verdictul. A fost și protestul de la prefectură. Este, să spun așa, sub influența dumneavoastră? E instrumentat de către dumneavoastră acest protest? Nu este influențat de mine nici de un fel, deoarece oamenii mă susțin în continuare pe mine, cum a făcut afirmația mea, că eu instig lumea, nu am instigat pe nimeni, oamenii au văzut și dânsul mă sprijine și mă vor sprijini în continuare. Haideți să vedem și știrea ce s-a întâmplat în fața prefecturii Maramureș.
200 de săpânțeni au venit cu jalba la prefectură pentru a susține pe primarul Gheorghe Stan, al cărui mandat a încetat după ce a fost condamnat la un an de zile de închisoare cu suspendare. Înarmați cu staguri și pancarte, oamenii au cerut preț de 2 ore demisia prefectului, care a semnat în cursul zilei de ieri ordinul de încetare a mandatului. Și pentru că reprezentantul guvernului în teritoriu nu și-a făcut apariția, localnicii și-au vărsat supărarea pe subprefectul Alexandru Bondre, căruia i-au cerut să lămurească acest caz. Legea spune una, el cu ultima mână spune că respecta legea, când minte cu nerușinare. Săpânțenii și-au stricat zeci de minute nemulțumirile în fața prefecturii. Ce nu-i bun? Că ne știm că e bun. A fost Orban Dietu de la 6 ani, nouă tată, nouă mamă. El s-a știut merg cariera lui, pe drept, nu a face nici aia, nici aia. Vrem primarul care e, dacă nu se rezolvă așa, recurgem la alte probleme, blocăm drumul. Blocăm, s-a mai blocat în săpânță. Când s-a făcut la revoluție. Și nu mai trece nimeni, dar ne izolăm acolo și ne facem noi drepturi dacă nu ne rezolvă prefectura. Am interpretat legea în felul nostru, cum interpretează și prefectul de Maramureș legea cum dorește dânsul. Cum pentru că ați văzut, am adus hârtii de prefect semnate și ci că la Maramureș se face altfel legea. Atunci va vedea prefectul de Maramureș cum se face la săpânța legea. Doamnele. În lipsa prefectului Anton Rohian, subprefectul Alexandru Bondre a fost întâmpinat cu huiduieli. Domnilor, stai să vorbească puțin. Eu am primit delegația de 4 persoane. Le-am explicat cadrul juridic efectuat. Nu, eu am preluat. Am înțeles. Pentru că domnul prefect nu este prezent. Nu e niciun domn. Va veni. Este delegație. Suntem noi proști, dar nici chiar așa. O să mai primiți altceva, nu votul. Nu ne puteți lua ochii la infinit. Ați prostit zeci de ani țara asta. Domnului primar Stan Gheorghe nu i-a fost suspendat. Deci poate să candideze, da? Da. Ce se întâmplă? Și sunt fer convinsă că domnul primar va lua mandatul. Ce se întâmplă când va câștiga? Primar din nou în funcție. Dacă nu emite un alt ordin, pentru că nu spune are cum că mandatul primarului cedează când este condamnat. În lipsa unui răspuns pozitiv, săpânțenii au pornit din Baia Mare la fel de supărați cum au venit. Nu ne rămâne primarul, facem cât o foarte revoluție. Se va face la săpânța, la propunerea mea, o ședință extraordinară a Consiliului Local și sunt sigur că se va hotărâ persoane non-grata acestui laș care a dat și a fugit. Și nu stă de vârnit și idează pur și simplu. L-am chemat de 2 ori la săpânța, nu veni, n-are ce căuta. Acum au zis că cineva, va vine 4 oameni să stau de vorbă cu ei, uitați-vă. Aceștia s-au venit, s-au lăsat lucru și mai sunt 1000 pe tabele. Puteți să vă urmăriți tabelele, nu false, cu date de pe buletin. Primarul comunei Săpânța, Gheorghe Stan, a fost condamnat la 1 an de închisoare cu suspendare pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu permisul suspendat. În cursul zilei de ieri, prefectul Anton Rohian a emis ordinul privind încetarea mandatului acestuia. Stan poate ataca acest act în contencios administrativ în termen de 10 zile. La o zi după protestul săpânțenilor în care l-a fost cerută demisia, prefectul Anton Rohian și subprefectul Alexandru Bondre au arătat că nu vor face voia localnicilor. Să-mi dau demisia? Așa au cerut oamenii, jos prefectul. Nu, bine, eu vreau să le respect dorința. Și de la dorință până la putință este o cale. În primul rând, nu m-au pus săpânțenii prefect. În al doilea rând, eu cred că dacă analizează povestea cu jos prefectul, îți vadă dacă nu poate scrie jos primarul.
Păi pe mine ei nu m-au ales. Cetățenii comunei au cerut demisia dumneavoastră și prefectului. Vă veți da demisia? Nu știu dacă este cazul să ne gândim la o demisie în această situație. Repet, respectarea legii este o necesitate și eu o respect. Primarul poate candida la următoarele alegeri? Având în vedere că decizia instanței este cu suspendare și nu sunt afectate prin motivarea instanței drepturile de a alege și a fi ales, consider că da. Prefectul a arătat că primarul Gheorghe Stan are la dispoziție câteva zile pentru a ataca ordinul privind încetarea mandatului acestuia. La Țăpânța, primarul are drepturile legale în 10 zile să atace în contencios ordinul meu. Respect ordinul meu, nu știu de ce nu respectă el legea. A incita lumea la face răzmeriță, la spune că noi te vrem și eu n-aș vrea să-l vreau, e o mare problemă. Aș mai dori să fac un apel către toate instituțiile statului, către cetățenii din comuna Țăpânța, pentru păstrarea ordinii și respectarea legii. Mai mult că Țăpânța este o localitate cu renume, este un brand în România. Ceea ce mă gândesc că n-ar fi indicat să stricăm acest brand printr-un comportament neadecvat. Aș mai aminti și faptul că, conform legii 340/2004, deci legea se aplică și nu se comentează, se respectă. În final aș dori să vă spun că eu am să respect orice decizie luată la nivel de prefectură, ținând seama că sunt luate de către niște specialiști care lucrează conform legii. Săpânțenii au cerut reprezentantului guvernului în teritoriu în dese rânduri să se deplaseze în comună pentru a sta de vorbă cu ei. Prefectul însă a arătat că nu are de gând să ajungă prea curând în localitatea în care îi se cere demisia. În momentul când o să constatăm că se taie foarte multă pădure la Săpânța și că sunt foarte multe probleme legate de buna lor gospodărire. Da, așadar ați văzut care este poziția domnului prefect și v-aș întreba în primul rând dacă veți face o contestație, un atac în contencios administrativ, așa se numește, înțeleg juridic, împotriva actului emis de către prefect. Da, am consultat diferiți avocați pentru care o să atac în contencios după ce o să-l primesc în mână ordinul de încetare a mandatului dat de către domnul prefect și să vedem ce va hotărâ instanța. Da, credeți că există șanse ca instanța să anuleze? Sigur, sunt chiar acum a fost act. Un caz la Constanța, o doamnă primăriță Dregoșanu Mariana dintr-o comună a fost suspendată din funcție prin ordinul de încetare a mandatului prefect, prin care a câștigat în instanță doamna primar. Dar e un caz similar cu al dumneavoastră? Sau era pentru altceva? Abuz în serviciu. Era. Deci tot era mai grav. Era mai grav ca meu. În cazul acesta. Da. Sunt, sigur, puțin întrebător privitor la ultima frază a domnului prefect, cea cu am să merg la Săpânța atunci când voi vedea că se taie prea mult pădurea sau sunt probleme cu pădurea. La ce credeți că s-a referit prefectul Anton Rohian? S-a referit că avem o problemă pe o suprafață de pădure unde, așa zice la noi în Misărhat, îi zice unde s-au făcut o inspecție de toamnă anul trecut și s-au aflat multe ciote și nu se știe a cui suprafața ocolului sau proprietarilor. Asta are, să spun așa, legătură cu primăria, cu dumneavoastră? Nu, sunt persoane private, deci pe pădurea primăriei nu, deci sunt persoane fizice care au titlul de proprietate plus compozoratul nobil Săpânța, care au ocolul silvic care le administrează paza pădurei. Credeți că prefectul ar trebui să-și dea demisia dacă îi se va anula acest act? Deci dacă se va anula actul, ordinul de încetare de către instanță, atunci vedem pe mai departe ce vom face. Dar țin să-i transmit un mesaj domnului prefect că a ajuns prefect datorită și săpânțenilor pentru faptul că USL în Săpânț a avut 90% în 9 decembrie 2012 și a ajuns și datorită săpânțenilor, cum a afirmat dânsul că nu l-au pus săpânțenii.
Bun, dar acum știți dumneavoastră că prefectul e apolitic, nu face parte. Ar trebui să fie apolitic, dar în cazul meu nu cred că este apolitic. Dacă era un primar din partea PSD-ului, făcea toată calea ca să nu facă referat secretarul instituției, să nu... Deci domnul prefect a făcut presiuni, mi-a trimis în data de 5 februarie prin fax un ordin către secretar ca să-mi facă referatul în tocmai și la timp, chiar în ziua aceea. Pântre care a doua zi am fost chemat la dânsul și m-am dus și când i-am spus nu mai vreau să recunoască. L-a sunat pe domnul viceprimar și l-a întrebat dacă a preluat frâiele, pântre care încă nu aveam ordinul emis de încetarea mandatului. S-a făcut niște presiuni asupra secretarului instituției, asupra viceprimarului și acum domnul secretar, nu cred că eu m-am dus la domnul, am vorbit cu domnul secretar și am zis domnul secretar, dar o să vă chem, o să-l dau pe prefect în judecată și o să vă chem ca martor. Și o să dacă trebuie, mă duc ca martor, dacă nu, nu. Deci, dar sunt angajați a primăriei care au auzit cum domnul prefect și instituția prefecturii făcea presiune asupra secretarului să-mi facă referatul urgent. Da, vom cere în cazul acesta și un drept la replică din partea prefectului Antonul Rehan ca să avem toate părțile, deși în emisiune am prezentat de mai multe ori care este poziția prefecturii. Mai vreau să-i aduc ceva la cunoștință un prefect. Niciodată nu am instigat lumea și nici nu o să instig. Doar oamenii mă susțin pe mine în continuare și mă vor susține.